Școala mea în Buzăul Circular este proiectul cu care David Noapteș, un elev al Colegiului Pedagogic, a câștigat competiția Oameni de Bine Bugetare Participativă, lansat de Primăria Municipiului Buzău. Modelul ar putea fi extins la nivelul tuturor școlilor din oraș. Sunt aici pentru a vă anunța rezultatele acelei competiții pe proiectul nostru lansat cu mai mult timp în urmă, care se numește Bugetare Participativă, în premieră națională Bugetare Participativă la nivelul municipiului Buzău. S-a făcut, având ca temă Buzăul oraș circular, pentru că ne-am propus, așa cum știți, Buzăul să devină centru național al economiei circulare. Și nu puteam să facem bugetare participativă fără să nu încercăm să atragem în continuare cât mai multe proiecte pe această zonă extrem de importantă pentru viitorul și al Buzăului, dar și al omenirii până la urmă. Am avut surpriza deosebit de plăcută și de asta suntem la această instituție importantă de învățământ din municipiul și județul Buzău. Un elev de 14 ani, David Noapteș, a venit cu o propunere, a fost cel mai votat proiect, Școala mea în Buzăul Circular. David a venit cu o propunere pe care am considerat-o și noi, comisia din cadrul primăriei, foarte bună, în sensul în care școala și elevii, cei 1700 de elevi a acestei școli, să se implice în reciclare, elevii să primească bonificații prin puncte, iar cei care adună cele mai multe puncte să fie premiați în bani de primăria Buzău și nu numai în bani, ci să scoatem în evidență acest experiment până la urmă, pentru că dacă va reuși, cu siguranță îl vom extinde în toate școlile din Buzău. Un al doilea proiect câștigător este cel de crearea unei bănci de alimente, haine sau alte produse de care au nevoie familiile nevoiașe. Device-ul pentru reciclare va fi achiziționat de primărie, va fi o aplicație și pe telefon. Un proiect interesant, iată, venit de la un copil de 14 ani, care este elev al acestei școli. Al doilea proiect se numește Buzău Charity Hall, propus de doamna Oana Mihai. Este un proiect de asemenea interesant, prin care oamenii, prin donații, de la îmbrăcăminte, bani, alimente neperisabile, orice fel de alt bun care poate fi utilizat de semenii noștri care sunt în suferință, să se creeze inclusiv un magazin, dar fără vânzare, și să ajungem la acei oameni care au nevoie de ajutorul nostru. În același timp este și un element de reciclare, pentru că acele haine vechi, încălțăminte și așa mai departe, nu vor mai fi aruncate, ci vor ajunge la oameni care au nevoie de acele produse. Bineînțeles, acele produse, mă refer la îmbrăcăminte, vor fi igienizate, spălate și așa mai departe, astfel încât să poată fi purtate în continuare. Al treilea proiect este reducerea risipei alimentare, Hrănim Oameni, un proiect al doamnei Mirela Mihaiu, pe care o rog să ne dea și ne trimit un mesaj cu numărul de telefon, pentru că nu reușim să o contactăm. Un proiect de asemenea foarte interesant, în sensul în care încercăm să stopăm risipa alimentară, iar ce rămâne, eu știu, de la supermarketuri nevândut, de la restaurante și așa mai departe, acele produse să ajungă de asemenea la oameni care au nevoie de ele. Pentru că, din păcate, mai există multă sărăcie și mulți oameni chiar suferă de foame. Administrația locală anunță că în continuare astfel de proiecte la care buzoienii sunt invitați să participe vor mai fi organizate.